Sofía, ¿los cabrones son dignos de confianza? Sí, patrón. ¿Patrón? ¿Qué quieres? Discúlpeme por interrumpirlo, pero me temo que esos cabrones podrían ser informantes. Camila. Soy responsable de los chicos. Shut up, Sofía. Mi querida Camila. Yo me voy a asegurar que los chicos son, están limpios. Usted sabe lo que hace, patrón. Yo solo estoy cumpliendo las órdenes de Johnny. Bă, dar nu trezește ca mult? Ce mai dragi pe tine? Tu nu știi cine ăștia? Cine ăștia, mă, cine ăștia? Adică vorba aia, noi suntem șmecheri în cartier. Mă doare pe mine la pașcă, ține sus și ești nebun la cap. Bă, nebunule, ăla care vine e Sancho. Șeful la cartelul la mexican, e băieț grei. Alo, e ăla de la Merlipă, bosul la periculos. Ăla e. Sunt băieții lui Johnny, nebunul. E oameni periculoși. Mueveți rapido, cabron! Ce zice șeful? Să treceți din gură, să stați drept. Spanish? English? Italiano? Busutane, eu vorbește corect, doar limba românește. Alu, alu, aveți grijă, șeful știe să vorbească și română. Făceam caterincă de voi. M-am învățat naș mare și română, ok. Sunteți valabili? Sunt, dacă am spus să garantez pentru ei, garantez. Sunt băieți buni. Să sperăm. Că altfel o să fie rău și pentru tine și pentru băieți. Focherez, ce faceți voi, fetele mele? Ne facem traficanți. Traficanți de ce? Droguri. Lansator, bosari. Bă, știi care e faza, băi, boșii ăștia care vă credeți voi. Sanchi Balamuc. Când intrați în combinații de-astea, vă nu sunteți traficanți, mășa, de droguri. Sunteți ceva mai jos. Vreți să-ți ia cât de jos? Șefule, îți place cuțitul meu? Să mă rog dacă îmi place. Atunci ai grijă, da? Ce e, blondo, vreo problemă? Ați vrut să fiți traficanți de droguri? Poftim, sunteți traficanți de droguri. E sigură că nu te urmări nimeni? Nu, domnule inspector principal. Bun. De când ești investigator sub acoperire în interiorul cartelului, ne-ai oferit informații foarte prețioase. Continuăm așa. Am un pont cu băieții. Cei doi de care am auzit, Toni și Iulica, cumva? Da, să facem flagrant și să-i băgăm ca surse. Am înțeles. Atunci o să-i preluăm ca și surse de informații. Și eu, între timp, mă voi întâlni cu Harris și cu ceilalți pentru a pregăti operațiunea. Să trăiți! Welcome back to Romania, Agent Harris. Știi că vorbesc foarte bine română. Știu, frate, atât de tachinat și eu un pic. Lasă tachinatul, că n-am timp. Zi-mi ce avem de făcut. Deci fii atent, am strâns frumos o echipă, suntem mai mulți băieți. Bam, direct mergem acum să-i cunoști, că pregătim operația. Hai, urcă în mașină, hai să mergem. Gata. Vremuri bune. Acum nu mai trage nimeni noi când stăm în mașină. Doamna inspector, dar de ce ne-a pus șeful să venim tocmai aici? Nu puteam să ne vedem și noi pe undeva, pe la parchet, la sediu, că am venit aici, în mijlocul pusietății. Aici a zis șeful, pentru că vrea să ne spună ceva foarte secret. Am înțeles, să trăiți. Salutare tuturor! Bună ziua! Îl cunoașteți pe agentul Harris de la FBI? Bună ziua tuturor! După cum știți, poliția română alături de FBI au reușit să destructureze o mare parte din clanul Trabuc. Problema este că Johnny vrea să extindă cartelul Loco Buenas Noches și să-l unească cu cea mai rămas din clanul Trabuc pentru a crea organizația. Din informațiile pe care noi le-am obținut, cartelul Loco Buenas Noches a început recrearea laboratoarelor din junglă. Aceștia vor să pună mâna pe o substanță rară
pentru care credem că o să facă un nou drog. Eu nu o să posta mult în România, însă o să vă ajut să-i recrutați pe cei mai doi vulnerabili membri ai lor, angajați de către Sancho. Cei doi se numesc Iulica și Tony, cei doi ne vor conduce direct către Sancho, iar ulterior îl vom face pe Sancho ca să ne ducă direct către Johnny. Doamna inspector Oana, te rog să le dai tu restul detalii. Vă mulțumesc mult, domnule inspector principal, haideți să vă arăt ce trebuie să facem. Cei doi pe care îi urmărim sunt Iulica și Tony. Deci, ăștia doi sunt niște golani de cartier, din câte am înțeles, nu? Nu e chiar așa, sunt cei mai noi membri ai clanului Trabuc și implicit ai cartelului. Astfel, cei doi băiețași dornici să vândă droguri o să te întâmpine pe tine când intri pe zona lor. Și atunci acționăm, nu? Da. Tocmai. O să-i preluăm, o să-i prindem un flagrant, o să-i facem sursele noastre de informații, tot o să fie ok. Am înțeles. Mult succes tuturor, ne vedem acolo. Mulțumim. Băieți, ce vreți? Dați-vă din calea mea. Mai, domnișoară, nu e cam periculos să mergi singurică prin zone de-astea? Am auzit că umblă golan pe aici. Ce golan? Nu-i. Vă rog, nu-mi faceți rău, vă dau cât bani vreți. Oh, ai văzut că ne înțelegem. Fof, nici n-a fost nevoie să scoți juriu. Vă dau toți banii mei. În primul rând se numește taxă de protecție și în al doilea rând se plătește de fiecare dată când treci pe aici. Mă băieți. Oare așa să fie? Mâncați-aș! La spate! Trească bosul, ce faci? Ia ziceți, mă, băieți, care-i treaba? Arată-și mie o legitimație. Bă, prietene, hai să-ți explic eu cum stă treaba asta. Ai drept frumos, stai, mă, drept. În primul rând, mai bine pentru tine să nu știi cine sunt eu. Și n-ai tot, mă, ce să vezi tu legitimația mea. Stai, mă, cu minte. Ce vreți, mă, de la noi? E, ce vrem de la noi? Ia zile, Tony, ce vrem de la ei? Să lucrați pentru noi puțin, așa. Cu ce motiv? Informații. Cu ce motiv? Mai bine, bă, băieți, mai bine să nu știți. Lucrez doar pe stradă. Da, tâlhărie, frumos, amenințare, șantaj, sub forma taxei de protecție. Vreo 6 ani minim. Știți ce se întâmplă în momentul în care voi intrați acolo la Pârnaie? N-avem cum să intrăm. Intrați la Pârnaie, fraierilor. Deci ce se întâmplă? Sancho și cartelul Loco Buenas Noches o să afle că v-ați intrat la Pârnaie. Și o să se întâmple? O să vă mierlească, bă, pe amândoi. O să vă mierlească, aia o să se întâmple. Ei n-au nevoie de oameni la bulău. Ia ziceți, ce facem în situația asta? Încercăm să-i băgăm la bulău să vedem ce se întâmplă. Hai să vedem ce se întâmplă. Mie n-a venit de pierdut. Bă, cât le dai? Un an sau doi ani? O lună? Eu mor într-o lună? Nu, 6 luni maxim. Maxim 6 luni maxim. Îi mierlești. Sau puteți voi frumos să fiți bezi deștepți, lucrați pentru noi. Ne ajută să-l prindem pe Sancho și noi ce câștigăm deci? Rămâneți voi pe stradă. Rămâneți în viață, bă, fraierilor. Da, și câștigați. Rămâneți în viață. E suficient? Ce și nu intrați la bulău. Bine, șefule. Bine, șefule. Gata. Așa facem. Hai, lasă. Hai, aveți grijă. Aveți grijă. Și băieți, să mai dați un telefon încă nu vă contactăm prima oară. Îi găsim noi, nu-i problemă. Ce dorești să vorbești cu mine? Cine ești? De ce mai cum să vin aici? Nu contează cine sunt, m-a trimis Cosașul. Păi și ce vrei să vorbești cu mine? Ce ai dorit să fac? Cosașul dorește să faci un articol despre clanul lui Trabuc. O să te aranjezi întâlnire cu cineva care a cumpărat droguri de la ei. O să-i faci praf. M-aș bucura, dar nu o să fie periculos? Adică nu vor să ne facă ceva? Nu-ți face nicio problemă, o să avem grijă să fii în siguranță. Atunci e ok, când o să poți să-l văd pe Cosașul? Când misiunea va fi încheiată. Ok, atunci ținem legătura. Vezi că nu mi-ai mai dat marfă de calitate, nentule. Chiartă, mă, draga mea, gata, stai liniștită. Ia vezi aici. Mulțumesc mult. Nu mi-ai mai răspuns. Ce s-a întâmplat cu tine? Ei, am avut și eu niște treabă. Sincer să fiu, mai schimb clienții, că vei să vă dați voi sifon la gardă. Dar cum se poate, nentule? Știi că eu sunt valabilă. Normal. Eu te pun, Turică. Stai așa ca puțină treabă. Bă, Turică, auzi? Obicei. Păturică! Ce faci, mă, prietenaș? Lasă-mă, nentule, ce vrei de la mine? Dar ce, băi, cu d-astea? Acum nu mai suntem dușmani. Ce-a fost în școală a fost. Acum suntem golani, amândoi. Eu sunt om de afaceri cinstit. M-am îmbogățit din cripto.
tu din ce trăiești? Ce treabă am eu cu o nulitate ca tine? Da! Nu înțeleg. Cum faci tu banii? Exact! Mă, tu ești miștocar. Tu faci panoramă de mine? Tu, șerife, am auzit că ai făcut bani și că ai devenit milionar în euro. Și ce crezi? Am mai auzit că ai cumpărat o piatră prețioasă care e o bucată de meteorit sau ceva de genul. Dar ce informat ești? Păi da, și am mai auzit și că ai dat 100 de miliarde pe ea. Dacă vrei, eu îți găsesc cumpărător care poate să-ți dea triplu. Cum triplu? Adică 300 de mii de euro? Da, Baros, triplu. Dar trebuie să avem grijă, că viitorul cumpărător e băiat ca mine, până la Soleanu. Și dacă vede Gabor sau ceva, e groasă treaba. Nu-i place. Să zicem că am încredere în tine că e sumă mare. Cum facem? Cum să facem? Luăm frumos, iau pe cumpărător, venim la tine, noi îți dăm banii, tu ne dai piatra. Simplu, dar fără Gabor și fără altcineva, ca să nu fie probleme, că altfel e belea mare. Bine, nântule. Bine atunci, hai că eu cer să găsesc cumpărător azi ca să ne rezolvăm amândoi mai repede, da? Și te sun. Hai, ne auzim. Auzi, bă, Pacmane, eu nu înțeleg de unde are oamenii ăștia atâția bani fără să facă de-astea, că noi să dai în cap, să vândă, sau nu înțeleg. Sunt moară familia mea, Ferele, n-ai citit nici tu o caite mâncați-și gura ta cât ai stat toată pușcăria aia. Păi crezi că toți oamenii este ca noi? Păi eu am scris cărți la pușcărie, că dacă nu scriam, nu mai ieșeam. Ai scris tu, bă, Gigi Becari, mai încet, hai că am și ajut. Auzi, stai așa. Dar cum rezolvăm noi problema asta cu Mem? Cum rezolvăm? Îl învinețim bine, facem ce a zis Johnny și aia e. Îți mai speriam puțin. A doua oară poate fi cu nor. Auzi, eu nu știu ce a zis Johnny, dar eu îl omor. Bă! Eu vreau să-l bat să-l omor. Bă! Ferele! Ce? Eu mai mult decât oricine am tot dreptul să-l bag în ciment pe șobolanul ăla împuțit după ce se uita în ochii mei când mi-a pus Gabul pistolul la cap. Dar Johnny a zis altceva. Mai avem nevoie de el. Nu-mi place, nu-ți place. Bine, bine. Dar ce nu să faci? Omor, da. Nu-l omor. Nu-l omor. Bița a zis că cică s-a mutat pe îmbelul din centru până aici. Fuge al dracu. Hai că-l găsim. Hai. Aolea. Da. Doar mai trebuie să mai bag eu marfă de la mine. Aolea. Mă rup la cap. Dar totuși, lasă că-i fur eu meteoritul la băiatul ăla. Ia vii după bani. Iau eu meteoritul și-l vând pe Piața Neagră. O să-mi fac la bani. De nou o să mai trebuiască să mă muncesc vreodată. Da. Hai ies, mă, băieți. Auzi? Mai că e acasă. E acasă? Da. N-a plecat nicăieri, e mort. E mort? E mort acum. S-a drogat. S-a drogat. Tot acum merge. Să mă bată mama. Elementul surpriză. Auzi, auzi, ia stai aici. Dacă asta e cu mine. Păi te-am opresc că știu elementul vostru și friză. Și nu să fie nimeni. Băi, nu toată lumea așa. Dacă ești până tu... Eu n-am fost la chisul cu voi. Vă omor pe amândoi. N-am fost la chisul cu voi. Vă omor pe amândoi. Elementul surpriză, băi, elementul surpriză. Ce, mă? Când mă pătuți ăștia, mă, simt să-mi dau urea astea să mă tranjeze. Omul, viața asta grea. Ia mă, care ești? Bă, ce faci, mă? Am auzit că colecționez pietre vere de la o vreme coace. Eu? Nu colecționez nici pietre, șefule, ce ai? Mă, mă, nu mor, nu mor, nu mor! Da, dar cum a zis tata-i? Meteoritul. Ce meteoritul, bosule, meteoritul, piatră. Ce meteorit, domnule, că nu știu despre niciunul de meteorit. Dă-ne piatră, mea, bă, tu faci mișto de noi? Meteoritul pe care îl vrea Johnny, ăla de-a picat din cer, ce meteorit? Ăăă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 
Perele, calm! Biță, vorbește tu, că țină bani. Păi ce ți zic, așa e prost? Bă, piatră, știi ce aia piatră? Piatră, prețioasă, prețioasă, ceva care costă mulți bani. Vrem chestia aia. Mulți bani alea, dar tu nu bani, noi bani. Am un baie de alea, fac cadă cu el. Doar faci mișto de mine, înțeles? Fii atent, că după ce ne-ai băgat la închisoare, tași dracu din gură. Dar glumeam și eu cu voi, bă, deci fii atent, tași dracu din gură. Fii atent, avem o treabă pentru tine. Mai ținte colegul ăla tău de liceu de făceai mișto de și fui abuz la Costa Mica? Cum îl chema la... Măturică, de... Măturică a făcut rost de curând de o meteorie, ceva foarte, foarte important din care Johnny vrea să-și fabrice un drog. Ceva așa, nu, că știu că tu ești mai niște plăceri de-astea mai speciale. Și știu că și tu știi despre ce e vorba, așa că lasă prostiile. Treaba e una. Vreau să te duci la Măturică, te întâlnești cu el, nu mă interesează că azi în genunchi te rogi, îți cer scuze pentru tot ce ai făcut, nu-mi pasă. Faci cumva, rost de-mi meteoritul ăla. Altfel, din combinații. Altfel, dar stai că vă... nu-i nevoie de asta, că v-am înțeles. O duc și se rezolvă treaba, că nu e problemă, că m-am bine cu Măturică, că nu e... Am zis, tu știu că n-am înțeles puțin. Ce-i asta aici? Nu, aia mea, nu, te rog, nu da pe jos, te rog, am nevoie, nu voi să dependem, te rog, nu. Ia-mă și trage. Ventule, Ventule, te cunoaștem de mult timp. Meteoritul, da? Lasă-mă că nu mai pe mamă. Nu! Băi, apătrează-i tu, hai. Aia, uite! Vine bună! Ai adus? Normal, dar tu ai adus banii, aia 300 de mii? Da, eu m-a dus. Dar ce-ai pățit, că te mișc cam încet? Ei, a băcat ceva și m-a stricat la stomac. Aia arată piatră. Uite aici. Ia să vedem. Au, te-l mâncă lași pe pală așa, uite ce frumușică e. Așa da. Arată bani. Arată bani imediat. Băieți! Ajută! Ajută! Cu ce te încuști tu, mă? Te face pământ de flori. Băgă la flori! Au, Măturică! Cum ai putut să faci una ca asta? Am crezut că o să fac și mai mulți bani. Știi cum e, torbește banul și am crezut că pot să fac și mai mult decât aveam. Acum, Măturică, n-ai ce să faci, tată, de vii cu noi la secție, trebuie să dai o declarație, trebuie să depui, și bineînțeles, și plângerea pentru tâlhărie, pentru amenințări, agresiuni, loviri și alte violențe și tot. Bine. Înțelegi? Bine, da. O să facem și o recunoaștere. Din ce v-am văzut eu acolo, cei trei erau Nentu, erau Pagmanu și erau Ferel Bombardierul, da? Da. Bun, hai da, hai cu noi. Hai să mergem. Bună ziua, domnule inspector principal. Bună ziua, domnișoara inspector. Pentru ce ai dori să ne întâlnim? Aș dori să-mi dați câteva informații despre Crustaceu și Francezul, cei doi pe care urmează să-i filăm mâine seară. Mm-hmm. Da, sigur. Deci, Francezul este un fost membru al legiunii străine, dar și zice așa, știi, pentru că a luptat în legiunea străină, știi? Da. În Franța. Și el a luptat acolo alături de cine crezi? De Salamandră, tocmai interlopul care a fost ucis de Johnny Trabuc și ai lui, știi? Și atunci treaba e simplă, știi? Pentru că Crustaceu, care este vărul lui Salamandră, vrea să-l răzbune. Iar francezul a venit aici în România, s-a angajat ca și bodyguard la Crustaceu, ca să-l ajute pe el să-l răzbune pe vărsul, știi? Gen pe vărsul ăsta de a fost omorât de al lui Trabuc și ai lui, știi? Adică treaba e simplă. Și acum, na, noi mâine seară trebuie să interceptăm frumos, o să avem o mică discuție cu ei și o să le explicăm să nu facă așa, știi, ceva necugetat și mai bine să lucreze cu noi ca să ne ajute să-l băgăm pe Johnny în închisoare decât să facă Eva prostie să ajungă și la pârnă, înțelegi? Da. Bine, păi, mult succes! Vă mulțumesc, la revedere! O zi frumoasă! Pa, pa!
Stai, francezule, că nu-i nevoie de a ta violență. O să spună. Gata, gata, spun tot. Cine l-a omorât pe Salamandră? Ne spui? Da, gata, gata. Pe Salamandră l-a omorât Kazi cu ai lui, iar pe clanul Salamandră din Los Angeles l-a omorât Sancho cu ajutorul clanului Loco Buenas Noches. Ai fost de față! Ai fost de față! Da, da, am fost de față. Și unde se întâlnesc acum? Se întâlnesc la locul secret din feretarea lui Johnny, acolo țin ei o ședință. Ha! Te lăsăm să pleci, dar te părăsești orașul. Tu? Te distrug. Ia! Gata, șef! Ieși orașul! Gata, gata! Să mergem, francezule. Ce face băieții? Ce zic patronii? Sunteți polițiști? Tu ce crezi despre noi? Vreau să știu cine sunteți și de ce ne-ați oprit. Chiar vreți asta? Vrem. Nu credem, mai bine nu vreți. Nu mai vrem atunci. Suntem arestați? Stați puțin de vorbă cu noi că s-ar putea să intrați la belele. De unde știți? Pentru că știm. De unde? Mai bine să nu știți de unde știm asta. Și ce vreți? E treabă simplă. Treabă simplă. O să primești un apel de la un număr de telefon. Tu memorezi frumos numărul ăla la tine în telefon, iar în momentul în care ai strâns, că știm că ați strâns destul de multe informații despre Johnny Trabuc și clanul lui, dai și tu un frumos un apel la noi și ne povestești acolo, stăm la povești, ne prietenim. Mai bine să nu știu de unde aveți voi numărul meu de telefon. Hai, dați-i drum de aici, liber. Hai, ușcheala, valea. Ce a fost asta, șefule? Gaburi. Ce gabori sunt ăștia? Fără legitimații, fără uniforme și cu mașină străină? Vorba aia, și mai știu și tot despre noi, aproape și când mergem la baie. Sunt gaburi aia invizibili. Și acum ce urmează să facem, domnul inspector principal? Treaba e simplă, acum eu mușcăm omenă, știi? Adică suntem ca la pescuit. Da, eu se duc acum pe cont propriu, știți, ca să-și facă ei dreptate, să răzbune pe Salamandră, se duc peste ăștia, o să-și dea seama că n-au nicio șansă și că probabil o să fie și ei mierliți dacă se pun cu ei și o să vină ca niște cățeluși mititei la noi și o să ne ceară ajutor. A, am înțeles, treabă bună, adică noi acum stăm liniștiți, am făcut par. De data asta Johnny o să primească un cadou frumos, o cameră de 5 stele la penitenciar. Nu mai ne scap. Bă, fiți atenți. Ne-am adunat aici că Johnny are o treabă importantă cu noi. Bă, eu i-am dat piatra lui Johnny, de-am dat din nou ochi în ochi cu gabărul ăla de mirdea mie în față că m-au săltat. Acum ce vrea să facă Johnny cu ea, nu știu, ceva drog, nu mă întreba. Nu e atât de simplu, e mult mai complicat de atât. Hola! Si, patron. Ok, patronul nu poate să vină aici, așa că o să vă coordonez eu. Păi și zi-ne mai repede ce avem de făcut. Ne-am adunat aici pentru că sunteți oameni de încredere. Pe FR l-am trimis în oraș ca să facă curățenie, să se ocupe de aia care ne-au dat în gât. L-avem aici și pe Nentu. Domnul mexicanul, vă rog frumos, știți că acum sunt băiat de încredere, să lăsăm la o parte trădările care au mai fost. Acum sunt băiat valid. Să sperăm. Că doar de-aia te-am adus aici ca să faci rost de piatră și... să mă rezolv cu francezul și cu crustaceu. Nu știu nimic de ei, v-a zis. Cum dracu, nu știi tu, mă? Hai, lasă-mă, că după ce că iesi fă, mai ieși pe schemă cu rivalii. Lasă-mă în pace, că o să ne aducă direct pe tavă. Păi da, doar de-aia e singurul care m-a trădat și mai e în viață acum. Baftos de mic? Bulangiu. Bă, lasă-l mă în pace, mă. Cu măturică ce se aude, mă? Ce să se mai audă? A scăpat. Lasă că facem curaj acolo. Trebuie să ne ocupăm de crustaceu și de francezul. Hai! Hai! Hello! Ce zici, mă, Kazimire? Ți era dor de noi?
Ce ziceți, mă, bagabonților? Tot la mine pe zonă. Și dacă suntem la tine pe zonă, ce, mă? Ascultă, vrem să ne dai pe Johnny Trabuc sau pe Sancho. Suntem răi, a? Suntem periculoși? Bine că ți-ai dat seama acum că așa suntem. Bă, problema e că... Bă, nu ați luat ceva în cap. Am auzit că mă căutați. Stați cu mine să vă ciurăim. Ne-ai trădat, nentule. Dar ce, mă, nu te așteptați să te trădezi de asta? Ar fi trebuit. Și acum, cum o rezolvăm, boss? Frumos, cu amortizoare. Să nu speriem păsările. Ne-ați prins. Păi ce credeați, nu, că așa merge la noi în cartier? Stai așa, să ne mai jucăm puțin cu ei. Ce vreți? Ce vreau? Te-ai băgat peste treburile mele în cartier și ai venit pe zona mea. Noi nu ne jucăm aici. Știam foarte bine de la început la ce m-am expus când m-am băgat în lumea interlopă. Nu puteam să nu fac ceva în legătură cu salamandră. Da, ultimă dorință? Artificii! Armane! Hai după ei! Restul la ascunzătoare! Francezule, ce-a fost asta? Ieșirea noastră, am aruncat niște fleșuri, eram sigur că o să fie o capcană. Ai gândit bine. Ce facem acum? Eu mi-am pierdut arma acolo. Un singur lucru, sunt polițaii, ne recunoaștem vina, încheiem acord de recunoaștere a vinovăției cu ei, îl dăm în gât pe Trabuc și pe clanul lui și o să ne bage în program special că sigur ne găsesc ăștia. Alegerea corectă. Sper că puteți să ne protejați pe mine și pe francezul. O să fie bine, rămâi în ascunzătoare. Am înțeles. Atunci o să vă dau toate probele pe care le am despre Johnny. Alexandra? Noua studentă internă de la mine, la firmă, nu? Domnule Măturică, mă iertați, nu v-am văzut. Nu face nimic. De ce sunteți așa de îngândurat? Pentru că nentul ăla m-a păcălit și mi-a furat piatra prețioasă de 100.000 de euro. Vă mărturisești ceva? Ce să mărturisești? Eu am consumat droguri. Îl știu pe nentul că era dealerul de la care cumpăram. A fost o perioadă cumplită din tinerețea mea. Vreau să vă spun că este o mare nenorocire. Drogurile sunt foarte nocive. La început pare mișto. Este anturajul, știți? Te simți bine, pare cool, după devine din ce în ce mai rău, vrei mai mult și mai mult. Și tu ești o dependentă? Am găsit o domnișoară doctor foarte amabilă și m-a ajutat să scap. Acum sunt bine, dar a fost o perioadă cumplită. Pe mine m-a ajutat Dumnezeu și Maica Domnului și mi-am revenit. Însă sunt persoane care nu-și mai revin, fug de acasă. Ajung victime ale traficului de persoane sau ajung să fie ucise din acțiunea drogurilor. Tu știi pe Nentu și ai putea să-mi aranjezi o întâlnire cu el. Spune-i să-ți arate piatra. Vă ajut, domnule Măturică. Alo? Nentu? Am auzit de lovitura ta cu piatra lui Măturică. M-am hotărât să mă văd cu tine mai mult decât clientă. Da, s-a dus și piatra, că vreau și eu să o văd. Și după sunt a ta. Dacă e adevărat că ai furat-o. Unde-o fi Nentu, unde-o fi Nentu? Oare s-a prins de schemă? S-a prins că l-am păcălit cu Alexandra. Bătărică, ce faci, mă? Ce faci, Nentule? Am bătut și eu niște prieteni. Nu suntem prieteni. Măturică, astăzi am venit să terminăm capitolul ăsta. E al meu, Măturică. Poliția! Dați de braga și ce are jos! Ce facem? Îi bombardim, hai!
Eu știu. Auzi, mă, hai, acoperă-mă! Păturica, tate! Sunteți arestat! Mâine sus! Ce crezi că o să facă Johnny Trabuc? Când află că ești arestat, a? Ce crezi? Hai! Haideți, domnul subcomisar, haideți să ne înțelegem la o vorbă! Dar ești în gură, sunt inspector! Haideți, domnul subcomisar, că ajunge și subcomisar dacă vreți! Mă, să ajută, ești în gură, sunt inspector! Dar dacă vezi, vă pot da 5.000 de euro și ne rezervăm frumos, mi-e dat drumul! Vrei să ajungi pentru mită, mă? Ha? Nu crezi că nu e destul dosarul? Vrei și mită? Haideți, domnul comisar, că nu e cazul, lăsați-mă cu asta. Cum să nu fie cazul? Nu ține niciodată pe piață, hai. Nu-i sus, fără micărbuse. Domnul chestor, ușor, da? Bă, sunt inspector. Bă, se rezolvă sunt și face inspector, și n-am chestor. Ce discuta cu tine, taci! Domnul admiral, vă rog eu. Bă, dar prost ești, bă, amiral e marină, bă. Păi facem pentru dumneata, nu facem, ce facem. Ce să facem? Hai, facem hai. Și la poliția hai, admiral. Hai, ține-mi la asta. Să rămână, domnișoară, scuzați-mă dacă vă inoportunez. Vă cunosc, mă cunoaște. E, adică... suntem prieteni vechi, o să vă aduceți aminte de mine că mergem la secție. Secția de poliție, dar acum da. n-am făcut niciodată nimic. E, domnișoară, trebuie să vorbim despre niște prieteni comune ai dumneavoastră. Prieteni comun cu mine, poate Johnny Trapu, mexicanul Sancho, Ferel Bombarderu, cunoașteți? Pacmanul și domnul Nentu, prietenul nostru, domnul Nentu. Eu nu știu niciun Nentu, dar dacă vreți să vorbim, o luăm pe aici, adică... Nu, haideți pe aici la secția de poliție, că e aproape. Păi, da, eu nu... Lăsați. Unde m-ai adus Bițu aici, la ora asta, pe căldura asta? Pe cine să omor eu aici, că nu e nimeni? Pe cine să omor? Bițo! Pe cine să omor eu aici? N-am pe cine să omor aici. Poliția! Mâine sus! Bă, dar iar mă arestează! Aruncă! Mâine la spate! Întoarce-te! Cum am ajuns Ferele în situația asta azi? Bă, dacă tu mă arestezi într-una, ce vrei să-ți fac? Nu lași tu omul pace, să fac o afacere, să facă ceva, nimic. Ia, totul este de vină. Păi totul ești de vină, pe Johnny de ce nu-l iei? Hai mișcă, o să-l prindem noi și pe Johnny. Las că ne vorbești tu frumos la secție, ne povestești, îl luăm și pe Johnny. Hai, bun, mișcă! Felicitări, Alexandra, ești recuperată total. Sper să nu mai consumi droguri în viața ta. Mulțumesc mult, domnișoara doctor. Experiența a fost oribilă. Ai senzația că nu mai ai cum să mai scapi. E groaznic. Zilnic mulțumesc către Dumnezeu și Maica Domnului că am scăpat. Doamne ajută. Uite-o și pe doamna jurnalistă. O să te rog să dai un interviu despre experiența ta ca să nu ajungă și alți copii în ipostaza de a vinde sau de a consuma. Păi povestesc tot. Mai ales dacă ajung să fie și plasator ca să vândă, e și mai rău. Dacă gangsterii se gândesc cum să te omoare și dacă se prinde și poliția, vor să scape de tine ca să nu spui ceva. Cum te simți, Alexandra? Se simte foarte bine. Vă deranjează dacă facem puțină reclamă și clinicii noastre? Da, chiar da, o să povestesc tot. O să vă las numărul de telefon ca să puteți să-mi luați interviu. În acest caz sunt foarte fericită. O să am un reportaj foarte bun. Însă trebuie să avem grijă cu clanul Trabuc, pentru că sunt niște oameni foarte periculoși. Eu acum o să plec. Felicitări, domnule! Vă mulțumesc mult, domnule procuror. Treaba este foarte bună, deci am prins aproape 100 de oameni, toți membrii clanului Trabuc, inclusiv l-am prins și pe Sancho Mexicanu, liderul cartelului din Los Angeles numit Loco Buenas Noches, mâna dreaptă lui Johnny Trabuc. Acum tot ce mai trebuie să facem e să o prindem și pe Camila, singura membra a cartelului care a rămas liberă în România. Ea e speriată pentru că știe că nu mai are la cine să apeleze, are la ea și piatra, are și drogurile. Iar singurele persoane de care ea știe că nu sunt arestate sunt Bița și Nentu. Acum treaba o să fie destul de ușoară, doar să-i convingem pe ei să ne ajute. Dar ai grijă,
să-i convingi pe Bița și pe Nentu să facă livrarea supravegheată. Da, domnule procuror, nu o să fie o problemă. Or să accepte, n-au de ales. Vă urez mult succes. Doamne ajută, vă mulțumesc mult. Cine nu e gata? Luăm cu garda! Ce gata? Să moară familia mea, Iulica, am scăpat de un incompetent cu ferel care nu citește două cărți și face figuri că scrie în pușcă și am venit aici să dau de tine. Hai mă, cap, și o replică de asta, replică de asta inteligentă, de intimidare, e bună. Foarte intimidat, m-am pișat pe mine. Ola. Voi cine sunteți? Nu contează feblețele mele, dar avem puțină treabă cu voi, așa că hai să mergem puțin mai încolo să discutăm. Hai și tu, hai. Mâine la ceapă! Ce mă, crezi că dacă ridicam eu mâinile la fiecare femeie care vine și aduce pistolul la mine, mai ajungeam cine sunt acum? Și voi zic, mă, că n-ați ținut așa cu bun simț, un teror frumos ceva. Chiar așa o fi? Ia uite-te un pic în spate. Ce faci, bă, Iulica? Nu te-ai gândit că e băiatul nostru? Ți-ai făcut un obicei prost, blondin, o să ne întâlnim numai în circunstanțe de-astea. Și tu, Iulica, vă, combinatoră săptămână. Și deja te-ai dat cu gaita. Gata, mă. Hai, la secție cu el. Știi drumul, bagmane? Ne vedem acolo, la secție. Hai, luați-l de aici. Sunteți bine, fetelor? Da, mulțumim, ne-ați salvat. Păi da, normal. Doar asta ne-e meseria. Pagmane, mi-era un dor de tine de nu mai poți, știi cum? Ia zi-mă, cum am ajuns seara în situația asta? Ăsta e norocul meu. Dar să știi că și mie mi-a fost dor de tine. Dacă ai mai slăbit puțin, ai pus un braț. Ia zi, te-ai apucat de sală, domn milițian? Bă, noi știm tot. Iartă-mă pe mine, dar nu aveți nici cea mai mică idee. Ia lasă-o în vrăjeală, acum adică. Bagă! Cătușele, dă-mi o țigară și vorbim. Adevărul e că și eu m-am plictisit de jocul ăsta de șoarece și pisica. Stau numai în sala de audiere cu deja vu, în timp ce Ionuț Chiștoc integrează țepari pe spatele meu, mănâncă ani din viață și stă numai cu bagabonde. Dă-mi altă țigară. Vezi, om, că ai venit la gânduri mai mune? Așa, bravo, foarte bine. Acum gândește-te și tu, Pagmane, că zic sincer, că te voi băia tânăr, știi? Tu te gândești, Johnny Trabuc stă acolo, bine, mersi, și tu îți petreci cei mai frumoși ani din viață până închisori. Merită, nu mai bine faci tu frumos, un acord de recunoaștere a vinovăției și gata. Ne înțelegem, scap și tu mai astin și ne-l dai și nouă pe tabă pe Johnny, ce zic? Sunt dispus la un parteneriat, dar cu două condiții. Îți oferim noi protecție, să știi. Nu am nevoie de protecția voastră. Unul la mână. Plătesc pentru păcatele mele, mai puțin, dar după vreau libertate. Totul șters. Să fiu ca un nimeni. Bă, Pagmane, să știi că a început să-mi placă de tine. Îți zic sincer, dar vezi, băiatule, că te bagi într-un joc periculos. Acum știi care e schema, că te învăț eu. E un joc pe care, vezi tu, noi știm să-l jucăm. Dar tu știi? Aia e întrebarea. Mă descurc. Și ca să fie și mai periculos, doi la mână, eu îl omor pe John. Deci vă rog frumos, deci eu cooperez, pun tot. Păi dar stai că nici n-am întrebat nimic. Păi dar nu contează, dă-i măsa pe Trabuc și pe ai lui. Eu spun tot ce am făcut și tot ce n-am făcut, numai să nu intru la pârnaie. Asta e atitudinea. Vă pot spune un lucru. Ia zi, ce mai declar? Camila nu are nevoie de teatru, o să vă dea. De ce?
Pentru că Johnny a extras substanța de care are nevoie din ea. El nu are nevoie de substanța asta pentru a face droguri. Vrea altceva, dar nu știu mai mult. Ne ajut să o prindem pe Camila, da? Eu vă ajut cu tot ce pot. O să vreau acum să o suni, să-i spui ca să aibă și piatra și drogurile alea când vă întâlniți, da? Că Nentu nu are încredere. Da, am înțeles. E posibil să nu vrea să se vadă doar cu Nentu. O să merg. Foarte bine. De data asta e cam urâtă, mă, Nentule, mă, ce facem? Știu, dar nu vă faceți probleme, că vă ajut, spun tot, vă dau și pe mama dacă e nevoie. Am chiar așa, să avem noi așa încredere în tine. Da, știți că-s băiat de încredere. Vă ajut, vi dau pe toți pe tavă. A, uite, mă, Nentule, vezi, tot mă las să ne gândeai și noi, vezi? Vedeți, vințile mari gândesc la fel. Serviciul Român de Informații ne-a ajutat să localizăm și să arestăm toți membrii bandei care se aflau în București. Aceștia erau căutați inclusiv pentru fapte de terorism în baza legii 535/2004. Singura persoană care ne-a scăpat este Camila și acest lucru deoarece noi am lăsat-o ca să ne ducă la marfă. Ea este monitorizată în permanență. Acum urmează să o prindem în flagrant, iar voi o să o arestați. Am înțeles! Intră! Ai ajuns la gânduri mai bune, domnule Nentu? Da! De data asta nu ne mai face probleme, domnule procuror. Spun tot ce știu, m-a făcut băia cu minte. Ce ne mai poți spune despre această piatră, Nentu? Nu știu nimic, că nu spune Johnny nimic. Dar din ce am înțeles e o combinație mare. Dacă vreți, vă dau pe Camila și spune ea tot. Să vedem ce are de spus Camila în acest caz. Domnule procuror, să știți că Vița a sunat-o pe Camila, o aranjat o întâlnire, iar noi o să facem flagrant și o să o prindem. Este clar, de data asta nu o să ne mai scape. Unde sta esos mal nacidos de Vița y Nentu, que ya se están tardando demasiado? Deberían de estar aquí desde una hora. ¿Dónde diablos están? ¿Será que me están traicionando? ¡Ay, mai repede, cabrón! M-am uitat să vă să nu fiu urmărit de gardă. Nu e nimeni, șefa, e safe, m-am uitat și eu. Asta e ultima voastră șansă. Dacă ne mai trădați și de data asta o să fie vai de supeieho. Cum, Camila? Suntem valabili. Nu, deci nu se pune problema de așa ceva. Poți să ne dai nouă piatra pe care ai furat-o de la măturică și drogurile le ascundem noi și tu te duci, pleci din România la Johnny în Los Angeles. Să mă răbubi fenomenul și cu gicută și merul dacă am trădat noi. Adevărat? Ia, ahale, stupideses. Aici aveți merca și piatra, de 2 milioane de dolari. Aveți grijă, le ascundeți bine, ne vedem în Los Angeles. Păi, ce să căutăm noi în Los Angeles? Eu și cu Nentu ar trebui să rămânem aici? Nu, veniți cu noi. Ne întâlnim cu Johnny și ne ducem la safe house-ul din Amazon. Auzi, Camila, dar ce e piatra aia? De ce are nevoie Johnny de ea? Ce substanță a luat din ea? Te interesează pe tine. Hopa, dar mă interesează pe mine. Stai, poliția! Poliția, aruncă arma! Aruncă arma! Lasă-o jos, lasă arma jos. Bine sus. Întoarce-te ușor cu spatele, vine pe perete. Super, aruncă cu arma. Nu te mișca. Nu te mișca. E sus, mă, fara. Ce ai făcut, mă, Nentule, mă? Maldito sicus de puta. Ce să fac, doamnă mexicană? Am trădat chiar azi. Și cum are stil chiar? Păi, să facem noi închisoare pentru voi? O să ne mai întâlnim noi. Nu vă lasă Johnny să scăpați așa. Și tu, Vițo, ai trădat ca Brutus. Și cum e frică, uite așa. Ce dată avem pe noi, ce periculos mai suntem. Aveți zilele numărate. Hai, gata. Hai că o să vorbim mai multe în birou la domn procuror. Hai da, hai să mergem. Hai vorbă, gata, vorbă. Bună ziua, domnișoară. Îmi pare bine că vă cunosc. Mai bună ziua, oficial. Așa, foarte bine, foarte bine. Hai să vedem ce știm noi momentan. Deci, te numești Camila Esmeralda. Corect? Corect.
Ești născut în Baia California, Mexic? Baja. Mă rog, corect? Corect. La vârsta de 5 ani, părinții tăi au decis că acolo nu e un mediu propice pentru fetița lor simpatică. Așa e? Așa e. Și voi v-ați mutat frumos, țup, 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 ca iepurașii din Mexico în SUA. Corect? Corect. Ai ajuns în Los Angeles frumos, dar din păcate sângele tău fierbinte nu te-a putut ține departe de stradă. Corect? Corect. Iar la vârsta de 7 anișori, când erai tu mică, 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 mititică, ai comis prima ta infracțiune, un furt. Sunteți foarte bine informat. Suntem, domnișoară, pentru că cu asta ne ocupăm. Acum, ce am vrea noi să știm, și asta e foarte important, de cât timp lucrezi tu pentru cartelul Loco Buenas Noches? Cam de 4 ani de zile. Johnny Trabuc m-a introdus cartelului și așa l-am cunoscut și pe Sancho. Cred că asta vă interesa. Foarte bine, foarte bine. Acum, uite, mie nu-mi place să o dau pe șleau. Eu sunt om dintr-o bucată, mai ales așa cu domnișoara atât de fină, nu pot să mă port cum mă port cu toți bagabonții ăștia, că n-am. Ce se nasc gracias. Avem o variantă. Avem varianta 1, care e varianta urâtă. În varianta asta urâtă, tu nu vrei să ne ajuți pe noi și o să intri la detențiune pe viață pentru complicitate la mai multe crime. Și, na, o să mai vezi lumina zilei doar... Bine, o să mai vezi doar dintr-un penitenciar, de fapt. Și a doua? Varianta bună, în care scapi cu 4-5 ani, intri la regim închis sau poate chiar la un regim semideschis. Sau, dacă ai noroc, după un an, doi, scrii o carte, ești mai repede. Da. Câtă generozitate. Și ce vreți de la mine? Asta e varianta în care poate nu o să se placă așa. Mi-l dai pe Johnny Trump. Acum o rezolvăm, boss. E, cu temporizatoare, frumos. Să nu facem gălăgie, să nu speriem păsările. Stop, erau amortizoare. Amortizoare. Mamă, eu am zis-o, eu am zis-o foarte încrezătoră mine, hai. Am rămas fără gloanțe. Am rămas fără gloanțe. Hai pe ei! Astea erau ripicile noastre. Da, astea erau ripicile noastre. Nu! Erau și replicile noastre și ale voastre, că toți rămânem fără gloanțe. Și toți zicea, mamă, l-au rămas fără gloanțe. Și că am rămas fără gloanțe, zic ei, și noi! Noi primii! Și că eu nici am venit cu gloanțe. Ai adus? Tatăl, ai adus banii? Da, sunt în spate la băieți. Nu, dar trebuia să-l întreb de ce se ține de asta.